Street Groove Festival, spectacol și concurs național de dans, ajuns în acest an la ediția a treia. Primăria Reghin, Consiliul Local și Casa de Cultură a Tineretului George Enescu au reușit din nou să aducă în municipiu invitați de seamă și unii dintre cei mai buni dansatori. La concurs au luat parte aproximativ 100 de tineri, iar programul a cuprins ateliere de lucru, care au atras și mai tare pasionații din toate colțurile țării. Se adună tineri de gen din toată țara, tineri care trăiesc pentru acest stil de dans, să spunem așa, care de fapt include street dance-ul, include mai multe genuri de dans, popping, locking, dancehall și multe, multe altele. Și o parte din ele astăzi vor fi în competiții pe scenă. Competiții importante în care vom acorda și premii atât în bani cât și diplome. Și avem invitați de onoare, invitați care vor aduce un plus important de calitate în evenimentele noastre. Vedeta ediției a fost americanul E. Joe Wilson, care a început să danseze la sfârșitul anilor 70, iar în perioada adolescenței a apărut în numeroase videoclipuri muzicale. E. Joe Wilson a fost unul dintre principalii dansatori ai cunoscutei cântărețe Mariah Carey, dar a colaborat și cu actorul Will Smith. You know, I don't get to come out to Transylvania too much, but it's a very nice place. Last time I came, it was kind of cold. This time, it's a little warmer, so that's nice. Everybody's in a good mood. That's also nice. It's a nice place. Everybody's jovial, and you know, they have the spirit, and it seems like a really good place to come and dance. I mean, I like coming out here. It takes a while to get here, but once you get here, everybody's ready to dance and everybody's having a good time. So that's always very good. Participanții la eveniment consideră că Reghinul devine un punct important pe harta street dance-ului românesc prin organizarea acestor manifestări, iar instructorii abia așteaptă întâlnirile cu cei care doresc să descopere această artă. Reprezint Bistrița și vin a nu știu câte oară în Reghin pentru Street Groove Festival sau Street Groove Jam, care e unul dintre cele mai de suflet evenimente de ale mele din România și de fiecare dată vin aici cu drag. Îmi place că din nou s-au strâns câteva zeci de tineri să împărtășească același lucru, cum ar fi dansul, muzica, experiența pe care o au în viață și așa mai departe.